Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care sunt informați despre videoclipuri noi. În timp ce Dylan îl tratează rău pe Baran, pe care îl iubește mai mult decât orice, din cauza doamnei Sabiha, Baran începe să se îndepărteze de Dylan. Cu toate acestea, dragostea lui Baran, care crește în interiorul lui în fiecare zi, împiedică această situație. Chiar dacă arată că este supărat pe cuvintele sale, își declară dragostea cu inima. Dylan, pe de altă parte, face tot ce spune Sabiha Khan doar pentru a-l proteja pe Baran. Moartea a început să devină mai ușoară pentru Baran. Acțiunile și cuvintele lui Dylan îl fac pe Baran mai rău decât moartea. Cu toate acestea, Dylan este forțată să acționeze în acest fel din cauza amenințărilor doamnei Sabiha. Pe de o parte, faptul că bărbatul pe care îl iubește nu este rănit, pe de altă parte, dragostea ei Baran, de care se îndepărtează zi de zi. S-a supărat mai ales când i-a trimis lui Sabiha Khan poza cu colierul pe care Baran o făcuse cu mare efort și a fost inspirată de mama lui. Apoi, doamna Sabiha va face un fals din aceste bijuterii și o va trimite lui Dylan. Când Dylan înlocuiește real cu fals, acestea vor fi bijuteriile false pe care oaspeții le vor vedea în timpul lansării. Când invitații vedeau bijuteriile false, credeau că Baran face o treabă foarte simplă și că încearcă în zadar. Scopul lui Sabiha Khan a fost să pună capăt reputației lui Baran în lumea afacerilor, după ce l-a făcut să experimenteze durerea iubirii și a trădării. Cu toate acestea, Dylan nu vrea să-i facă acest rău lui Baran. Nu va schimba bijuteriile la care a muncit atât de mult Baran și nu va pune o bucată din suflet în ele. Cu toate acestea, ceea ce a uitat este că Sabiha Khan nu este o glumă. Doamna Sabiha, care a declarat anterior că îl va ucide pe Baran, nu a putut-o determina pe Dylan să facă ceea ce voia, așa că l-a împușcat pe Baran. Chiar dacă Dylan va face tot ceea ce spune doamna Sabiha, nu numai că va realiza această dorință. Sabiha Khan va face ceea ce i-a spus lui Dylan să facă, să-l împuște pe Baran. Când Baran este împușcat, ceva din interiorul lui Dylan se sparge. Dylan se prăbușește acolo unde este în tristețe. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de dumneavoastră! Pa!